porcină africană este o afecțiune deosebit de periculoasă pentru animale, deoarece nu există niciun tratament, iar rata mortalității este de aproape 100%. În acest moment există mai multe focare ale infecției, cele mai multe în Republica Moldova și Ucraina. Recent, specialiștii au descoperit cazuri și în Cehia, care se diferențiază de cele din estul Europei prin vectorul de propagare. Mai exact, boala este răspândită de om și nu de animale. Același vector pare să fie adus boala la sfârșitul lunii iulie și în România. La Satu Mare au fost descoperite două focare de infecție, motiv pentru care autoritățile din domeniul sanitar veterinar sunt în alertă. La Buzău nu suntem acum într-un iminent risc în ceea ce înseamnă pesta porcină africană la momentul la care discutăm, dar având în vedere că vorbim de o boală cu o difuzibilitate extrem de mare și având și în spate oarecum istoria celorlalte state europene, spre exemplu Cehia, mă gândesc acum, unde focarul de pestă porcină africană care evoluează a fost descoperit la o distanță de apreciabilă de ultimul focar, de la cel mai apropiat focar, undeva la vreo 500 de kilometri, niciodată nu ești sub o protecție totală. Pentru a preveni apariția bolii și răspândirea ei în efectivele de animale din județ, Direcția Sanitar-Veterinară Buzău a luat mai multe măsuri, printre ele rechemarea angajaților din concediu și verificarea tuturor transporturilor de porcine. Bineînțeles că Direcția Sanitară-Veterinară vis-a-vis de acest concern național nu putea să rămână impasibilă. A rechemat din concediu toți medicii veterinari și îi are în activitate tocmai pentru a reuși să facem o activitate cât mai susținută de prevenție, de protejarea teritoriului, să nu ajungem în astfel de situații. Repet, niciuna dintre măsurile, indiferent cât de tenaci am fi noi, cât de eforturi am face, nu este o garanție că nu se va întâmpla. Ne desfășurăm activitatea cu echipe complete și complexe pe vreo 5 trasee denumite de noi turistice, tocmai în încercarea de a limita pe cât se poate contactul populației de porci mistreți din mediul silvatic cu restul menajere sau cu factorul uman care poate fi implicat sau s-a dovedit a fi implicat ca și vector, cel puțin în Cehia, dar se pare că și la Satu Mare. Totodată au fost actualizate stocurile de materiale și echipamente de primă intervenție în caz de necesitate. Impactul asupra sănătății populației este inexistent, respectiv virusul afectează doar populația de suine. În schimb, există un impact economic pe care o parte dintre crescători au început deja să-l resimtă. Impactul major este cel economic, prin faptul că este o boală care difuzează rapid și pagubele economice pot să ajungă uneori până chiar 100%, atât morbiditatea cât și mortalitatea. Deci pagubele economice sunt absolut extraordinare, morbiditatea este destul de mare. Este proaspăt momentul în care reușisem să ieșim pe piețele internaționale atât cu porc vii cât și cu carne de porc. Imaginați-vă că o astfel de maladie ar pune din nou România într-o situație destul de delicată, cel puțin în acest sector de activitate, care până la urmă este unul din conceptul mai mare de agricultură, să spunem, pe care toată lumea se bazează în evoluția acestui stat în relația cu Europa. Restricții comerciale au fost deja impuse în zona în care au fost descoperite focarele, iar Rusia a anunțat deja că oprește toate importurile de carne de porc din România până la rezolvarea problemei. Autoritățile recomandă crescătorilor de porci să sesizeze veterinarilor orice modificare de sănătate a animalelor pentru o reacție promptă și eficientă. Simptomele bolii sunt multiple și doar analizele de laborator pot confirma virusul vinovat de răspândirea pestei porcine.